Ei, omule, bine ai revenit la seria noastră care după aproape un an de zile încă nu are un nume. Chiar așa, voi v-ați mai gândit? Că eu nu. Dar dacă are cineva o idee genială despre cum să numim seria asta în care discutăm despre tot felul de lucruri din industria foto-video, aștept mai jos în comentarii. În caz că face vreuna din idei un număr mare de aprecieri, o setăm direct ca nume oficial. Vorbim astăzi despre următoarea generație S de la Samsung. Zvonurile circulă non-stop și avem tot felul de randări și imagini cu ceea ce ar putea să fie Galaxy S22. Dacă S21 nu a venit cu diferențe foarte mari din punct de vedere al camerelor față de generația precedentă, se pare că anul viitor Samsung pregătește ceva mare. Pe 11 august are loc evenimentul Samsung Unpacked, unde se pare că o să vedem noile modele de tip foldable. Sau flexibil, dacă prefer pe românești. Dacă de obicei ăsta era momentul în care un nou Note era dezvăluit, șansele ca anul acesta să primim o altă versiune de Note sunt sub nivelul mării. Se pare că acesta pe care îl folosesc eu în perioada asta o să fie ultimul model din această serie. Odată cu suportul pentru S Pen de care se bucură S21 Ultra, Samsung a luat decizia de a omorâ seria Note, al cărui loc este așadar luat de Z Fold, ceea ce până la urmă mi se pare normal. Noturile obișnuiau să fie fableturile concepute pentru cei care au nevoie de ecrane mai mari și productivitate cu ajutorul pixului. Acum, cu ecranul dublu de pe Fold, nu mai era neapărat nevoie să continue această serie. Problema apare totuși când vine vorba de prețul cerut. Deși tehnologia ecranelor flexibile se ieftinește normal, prețul modelelor din seria Z este totuși unul destul de piperat în continuare. Rămâne de văzut cu ce preț final apare Z Fold 3 pe 11 august, atunci când o să vedem și un Fan Edition pentru S21. Având în vedere că Huawei tocmai a confirmat 29 iulie ca dată de lansare pentru seria P50, se pare că avem cu ce să ne jucăm în perioada următoare. Revenind la oile noastre, în ultimul timp am tot auzit zvonuri despre camerele pe care o să le vedem pe S22 Ultra. Bătălia între producătorii de telefoane se dă în mod clar cu focus pe partea de fotografie, cel puțin în ultimii ani, și internetul e împărțit în o grămadă de tabere din acest punct de vedere. Indiferent din ce tabără faci parte, cert este că noi ne bucurăm de această luptă a lor și avem parte de cele mai interesante tehnologii pe partea de camere. După ce au fost primii alături de Xiaomi care au trecut pragul de 100 de megapixeli cu modelul S20, în ultima lună am auzit despre posibilitatea de 200 de megapixeli pe S22, după care leakerii profesioniști s-au răzgândit și au anunțat că Samsung o să rămână la senzorul de 108, dar o să vină cu o versiune mult îmbunătățită. Dar ce să crezi, zilele trecute a apărut din nou varianta cu 200 de megapixeli, doar că de data asta într-un parteneriat cel puțin interesant cu cei de la Olympus. Noua modă în fotografia cu telefonul este reprezentată de aceste parteneriate între producători de telefoane și branduri clasice ale industriei foto. Huawei a readus hype-ul în zona asta cu parteneriatul lor cu Leica. Apoi Zeiss, care mai fusese pe telefoane de la Nokia, a apărut pe telefoanele celor de la Sony. Anul ăsta OnePlus a marketat seria 9 într-un parteneriat de senzație cu Hasselblad. Cel din urmă aș putea spune că m-a dezamăgit și cel mai mult. Performanțele lui OnePlus 9 au fost sub așteptările mele pe parte de camere, mai ales că lansarea a fost concentrată pe acest parteneriat. Așadar, se pare că vine rândul companiei coreene să recurgă la un astfel de parteneriat pentru a convinge lumea de capabilitățile sale pe partea de foto. Și nu rămâne decât să mă întreb când o să facă și Apple acest pas și mai ales cu cine. Nu există marketing mai bun în lume decât cel pe care îl vedem la Apple și cred că e înghesuială deja la ușa producătorului american. Primul la care mă duc cu gândul este, bineînțeles, Canon. Ca design, majoritatea randărilor provenite din scăpări dau forma apropiată din punct de vedere al bumpului de camere. Doar că acum camera principală iese mult mai ușor în evidență și, sincer, mie unul chiar îmi place. Probabil e nevoie de o astfel de poziționare pentru că senzorul de anul acesta o să fie foarte apropiat sau chiar egal cu valoarea pe care o tot auzim, 1 inch. Apoi, alte zvonuri spun că e posibil să vedem o tehnologie similară cu cea pe care am văzut-o pe Xperia 1 Mark III, de zoom optic variabil. În teorie, asta ar elimina versiunea hibrid dintre distanțele focale. Cum pe S21 Ultra avem o cameră de 3x și una de 10x, în momentul în care vrei să folosești, să zicem, 7x, rezultatul este un hibrid ce provine din cropul imaginii din camera 10x. Cu astfel de tehnologie denumită Continuous Zoom, lentila ar adapta distanța focală pentru 7x și nu ar mai fi nevoie de această decupare. Sună puțin SF, dar n-ar trebui să fie imposibil. Ca să fie treaba, despre camera frontală se aude că în sfârșit o să vină cu tehnologie sub display. Am tot văzut în ultima perioadă diferite patente pentru astfel de tehnologie și deja sunt încercări în piață pentru așa ceva.
dar calitatea încă nu este la nivelul dorit, mai ales pentru un telefon ce trece pragul celor 1000 de euro. Așa că eu aș fi surprins să văd că S22 vine cu astfel de implementare. Cel mai probabil se așteaptă o versiune stabilă a tehnologiei până în momentul în care o să vedem implementată și pe un flagship. Ultima teorie despre camerele de anul viitor este cea conform căreia cel puțin senzorul principal o să fie stabilizat prin tehnologia introdusă de Apple anul trecut pe modelul lor 12 Pro Max. Introdusă pe telefoane, bineînțeles, pentru că Sensor Shift este o tehnologie folosită deja în lumea camerelor de ceva timp. Chiar aparatul cu care filmez acest clip, GH5 de la Panasonic, dispune de tehnologia de stabilizare a senzorului în loc de lentilă. Pentru mine, 12 Pro Max este în topul telefonelor pe partea de filmare și stabilizarea este clar unul din punctele forte, așa că o astfel de adiție pe seria S ar aduce un plus cu siguranță. În afara camerelor, se aude că o să vină în sfârșit o tehnologie de încărcare ultra rapidă, așa cum vedem la rivalii de la Xiaomi, de la Huawei și așa mai departe. Și cel mai probabil, data de lansare pentru următoarea generație este în luna ianuarie, deși am tot observat în ultimii ani cum Samsung a schimbat datele de lansare și s-a apropiat încet încet de Crăciun. Cine știe, poate vine moșul cu un S22 Ultra anul ăsta. Cam astea sunt zvonurile demne de luat în seamă pe care le-am găsit eu în legătură cu următorul flagship al producătorului corean. Eu folosesc Samsung de când mă știu, vorba aia. Chiar ultimul telefon până să trec la smartphone a fost M8800 Pixon, un telefon concentrat pe camera foto care mi-a atras atenția prin înfățișarea asemănătoare unei camere compacte. Și din ce mi-aduc aminte, pentru vremea respectivă scotea imagini foarte reușite. Acum rămâne de văzut câte din zvonurile apărute se vor regăsi pe varianta finală. Eu sper la un senzor de 1 inch și ca acest parteneriat cu Olympus să depășească pragul de marketing. Dacă la asta se adaugă și stabilizarea senzorului, cred că e un pas important pentru seria S. Tu ce părere ai? Ce ai vrea să vezi tu pe S22? Ce îmbunătățire te-ar face să-ți schimbi actualul telefon? Lasă-mi un comentariu mai jos și dacă ți-a plăcut clipul, apasă și butonul de like. Dacă nu, mă găsești la @andreibrătucu pe toate platformele sociale și poți să mergi acolo să-mi spui într-un mesaj ce nu ți-a plăcut. Bye!